Caz medical șocant în Brazilia. Pe timp de pandemie, un bărbat s-a vaccinat împotriva COVID de 5 ori. Autoritățile încearcă să afle cum de-a fost posibil ca omului să îi fie administrat serul de atât de multe ori. Bărbatul este din Rio de Janeiro. El s-a vaccinat împotriva COVID-19 de 5 ori cu seruri de la Pfizer, CoronaVac și AstraZeneca, potrivit agenției News.ro, care citează postul TV Globo. Omul va trebui să dea explicații despre cum a putut primi atât de multe doze de ser într-un interval de 10 săptămâni. Între 12 mai și 21 iulie, bărbatul a primit 2 doze de vaccin Pfizer, 2 de CoronaVac și una de AstraZeneca. Jurnaliștii străini au făcut informația publică după ce au analizat carnetul de vaccinare al acestui locuitor din Rio. Medicii brazilieni au descoperit ulterior că bărbatul a încercat să se vaccineze chiar și a 6-a oară. Municipalitatea din Rio a explicat că bărbatul s-a dus la centre diferite și că a profitat de problemele sistemului informatic. Secretariatul Sănătății a anunțat că va lua măsuri după acest caz șocant.